la finala Cupei României. Da, la finala Cupei României, să în campionatul la Craiova. Știți cum, adică știi cum a fost păi treaba. Nu, voiam să intru și în subiectul ăsta. Bine, eu acum dacă vrei Tu n-ai jucat meci. în acel meci. N-am jucat în acel meci, la meciul cu Forest acasă, minutul 80 și... Nu, Stai să spunem despre ce e vorba. Da. da. Deci sezonul 97-98, ultima etapă s-a decis titlul. Da. Rapid, dacă învingea la Craiova, ieșea campioană. Campioană. Și, și Craiova a jucat în Nu, Craiova a jucat în cu da. Chiar dacă rapid câștiga și cupa. Da. 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 Și totuși Oltenii și au dat uh, și prazul și... Și prazul și... Bun, zic că atâtea speculații au fost, inclusiv eu am făcut pe, pe tema acelui meci. Uh, Sincer să fiu atunci uh, la acel meci, la meciul cu Foresta acasă, înainte de meciul cu Craiova, prin minutul 70, mi s-a blocat genunchiul, da? Alergam și nu mai puteam să alerg. Mi-aduc aminte, s-au făcut să schimbările, am, intrat, am stat pe bancă, minutul 70, cred conduceam, cred că cu 2-0, scorul, da? În momentul când am, am ieșit în teren, că nu mai puteam să alerg, pur și simplu aveam cartilagele zdrobite, era os pe os și mi s-a blocat genunchiul. nu mai putea să alergi. Da, 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 Și în acel moment, în acel moment, am ieșit afară. Nu mai puteam. Stând pe bancă, tot. Când așa, am ridicat iar, am început să fac, am văzut că nu mă doar. Am intrat în teren, iar mi afară. După acel meci, am avut meci la Craiova. Într-adevăr, în această săptămână, Mă durea foarte tare, nu puteam să alerg. Da? Și mi-a aminte că zis dea Mircea Lucescu, stai liniștit. Merge la Craiova, atunci a jucat, cred că Bolu a jucat a stânga, că atunci era Stanciu, bolu, a jucat în dreapta, adică în momentul când nu era eu suspendat, sau asta era Bolo jucat funda stânga, că bolul a jucat pe amândouă două posturi, le putea să joace. Am stat în tribună, s cu 2-2, da, am pierdut campionatul, a venit finala Cupei României. În totuși, trecem de meciul ăsta. Da. Ce a fost? A fost? A fost și a fost, nu mai contează. S-a pierdut. Contează, știi mai că... multe. Știi mai multe ce a fost, da. Pentru suporteri. unii supertori. își doreau de la Craiova să joace în cupe europene, unii își doreau ca să bată pe rapidul că nu intrese cu europene. Da? Nu mai A fost ce a fost. Sunt 22 de ani, cred că sunt. sunt. Păi, nu, mai mult. Nu vorbim 98, 24. 24 de ani. Uh, nu N-a fost să fie, da? Mi-aduc aminte că după acel meci am plecat toți foarte supărați către București. Mă rog, ne și cu vină aici. Eu mergeam la câmpia tot timpul când aveam un problemă, aveam pe profesorul Mehedin Sudecebal, care e mult jucător de aici. și da. foarte mulți mergeu, Foarte da. mulți care ne pe picioare, inclusiv Robert Nisa, că știe că sunt prieteni foarte buni. Și acum s-a duce Robert, m-am da. Uh, m-am dus la el și mi-a zis în felul următor. Nu mă interesează. Patru zile te duci și stai acolo, da? Atunci nu e de pregătire, că tu le aveam native, calități ăștia fizice. Vreau să te am în teren la finala cupei. Asta vreau. Am venit, sâmbătă a fost jocul, cred. Cred că sâmbătă a fost jocul. Am venit vineri, sâmbătă dimineața, am stat 5 zile acolo, sâmbătă dimineața am ieșit cu Nemicea cu pe teren, cu mingea, stânga, dreapta, cu schimbări de direcție. Cum ești? Simțeam durere. Te doare, nu mă doare, te doare, nu mă doare. Simțeam durere de plângeam. Da? Deci l-ai mințit, practic. L-am mințit, a fost dorința să joc. Da? Dorința a fost să joc pentru că m-a durut foarte tare pierderea campionatului. Pentru mine, la vârsta care o aveam, aproape 29 de ani, nu știam dacă da, mă întâlnesc o dată cu, Era cu o șansă, șansă care... de, de a câștiga campionatul. Uh, am jucat. Până a fost în dorința de... atât de mare atât de în minute mare, în minutul 73 ai luat roșu. Am luat roșu, dar să nu uităm că până atunci a scos pe Năstăsie Năstăsia la roșu, minutul 30 și ceva. Da, 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 Două fauturi la mine care știam să mă agă, știam să scot maxim dintre orice, orice fază, care, orice minge care o aveam la picior, uh, greu pierdeam mingea. M Am scos pe Năstăsia și atunci, a minutul 70 și ceva, cu suciu, cred, da, a fost uh, ceva, un faut pe acolo, pe la, prin terenul lor, în lateral dreapta, dreapta lor, a fost un meleu acolo, m-am băgat și eu printre ei, nu știu ce, era Grigorescu, fund, uh, uh, Grigorescu era albitru de tușe, l-a luat deoparte, l-a luat și pe Suciu și ne-a dat la amândoi roșu-roșu. Dar ce a fost cel mai important, acolo au fost cei mai mulți spectatori... 65.000. Da. Cei de mai mulți spectatori de. care am văzut eu, ca fotbalist, în toată cariera mea. Da. nu m-a marcat. Deci și n-ai văzut mai mulți vreodată. N-am văzut la un meci de al meu. Da. Și Nici în Cred... Pe în Olanda nu aveam, aveam 29.000, de mii, de mii avea stadionul. Am nu, jucat cu Feyenoord, cu Feyenoord, cu Feyenoord, la Feyenoord, da, la Feyenoord a fost tot la fel undeva, nu știu cât avea, tot în jur pe acolo, undeva 60 de mii. Că jucam la Feyenoord, tot la fel era stadionul plin. Dar ce pot să spun, că pentru acel, acel trofeu câștigat de noi, pentru mine a fost, cred că, cel mai frumos vis. Da? primierea, cum s-a făcut oamenii, cât s-au bucurat și... Bine, nu anticipai că o să urmeze și titlul. Nu anticipam De ce să, să spun că anticipam? Pentru că nu știu ce să oferă viitorul Da, Da, corect Dar în acel an când am luat titlul, nu știu dacă am avut 3-4 înfrângeri în tot campionatul Am avut și echipă bună Echipă, echipă bună, echipă cu calitate păi, cu... Gândește-te că după acel campionat ai plecat tu la vitese a plecat Pancul la Cesena, Ganea la Stuttgart, Barbu la Numansia și și Schumudica... la Funșal. Da. Deci jumătate din echipă. De echipa au plecat. Au plecat afară. Aveți deci ce înseamnă rezultate. În momentul când ai rezultate, în momentul când ajungi acolo sus și îți îndeplinești obiectivele, jucătorii se căutați. Jucătorii se căuta și atunci a fost din punct, de vedere, din punct de vedere, financiar a fost benefic pentru, pentru rapid.